De Ziua Internațională a Tineretului, la Casa de Cultură din Basarabeasca a fost organizat un concurs de frumusețe, feminitate și grație Miss Basarabeasca 2014. Primarul orașului Nicolae Nicolaev s-a adresat participantelor cu un mesaj de susținere. Vreau să doresc participantelor succes și să fie severe față de ele înșile, căci în caz contrar juriul va fi prea sever. Participantele la concurs au fost salutate și de câștigătoarea ediției din anul 2012, Olga Cucereavțeva. Am o deosebită plăcere să mă aflu pe această scenă. Cu 2 ani în urmă și eu am avut mari emoții. Vreau să vă doresc succese. Astăzi fiecare a meritat această coroană. Fetele au participat la un adevărat maraton al frumuseții. Concurentele s-au străduit să impresioneze prin ținutele vestimentare. De asemenea, și-au demonstrat talentele și aptitudinile creative. Cel mai greu concurs a fost Avangard, pentru că n-a fost chiar deloc ușor să-mi fac așa o rochie. Cred că cel mai greu concurs a fost cel creativ, pentru că a necesitat multă pregătire, dar cred că mi-a reușit. Cred că Avangard a fost cel mai complicat, pentru că a fost nevoie de foarte mult timp și material pentru a face costumul. Cel mai greu a fost realizarea costumului. Inițial am făcut unul, apoi când am ajuns la Basarabeasca s-a deteriorat. Astfel am fost nevoită să stau noapte și să-mi fac altul. În acea zi, sala de concerte a Casei de Cultură era arhiplină. Mulți au fost nevoiți să stea în picioare. Dar acest lucru nu i-a întristat pe spectatori, deoarece ei au venit să le susțină pe participante. Mi-a plăcut enorm acest concurs, a fost tineresc și plin de energie. Mai des așa concursuri. Foarte multe fete frumoase au participat și a fost bine organizat. Fetele au fost exemplare, a fost superb. Mi-a plăcut concursul pentru că toate fetele au fost vrednice și bine pregătite. Juriul a decis să ofere coroana și titlul de Miss Basarabeasca 2014 Iuliei Stepankevici. De asemenea, câștigătoarea s-a ales cu un premiu de participare de la sponsorul revistei Aquarel și un premiu bănesc în sumă de 1000 de lei de la primăria orașului. A primit în dar și un mixer, iar fotografia ei va apărea pe coperta revistei Aquarel. Titlul de vice Miss Basarabeasca și premiul bănesc de 600 de lei i-au revenit Adinei Slavova. Pentru participare la concurs, fetele au primit din partea primăriei câte 300 de lei. Scopul principal al concursului Miss Basarabeasca a fost nu doar desemnarea cele mai frumoase fete, cât și colectarea de mijloace financiare pentru tratamentul băiețelului de 5 ani, Stasian Buhtin, care a suferit arsuri grave la picioare. Organizatorii au reușit să strângă aproximativ 2400 de lei.